și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Vei refuza marea sa iubire sau vei veni cu păhar să strici? Iată că alții primesc salvare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Ce vrei să-ți fac azi, Iisus te-ntreabă, auzi inima tău ofta, vino și spune ce te apasă, să fie trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Binecuvântat să fie Domnul Iisus care trece pe aici. Și declarăm încă o dată, Hristos a înviat. De aceea aș vrea, așa cum stăm cu toții, să deschidem lucrarea din dimineața aceasta cu o rugăciune comună. Ne rugăm ca acela care trece pe aici să se oprească în dreptul fiecăruia dintre noi. Pentru cei întristați, Domnul să le dea mângâiere. Pentru cei descurajați, Domnul să le dea un cuvânt de îmbărbătare. Pentru noi care așteptăm tulburarea apei, Dumnezeu să aducă tot ce avem nevoie în ziua de azi. Ne rugăm pentru copii, pentru corul mare, pentru lucrarea care se face în ziua de azi, Dumnezeu să o binecuvinteze cu Duhul Său cel Sfânt. Haideți, așa cum stăm cu toții la o rugăciune, cu toții ne închinăm Domnului. Dimineața aceasta vă invit să ne închinăm înaintea Domnului împreună cu corul mixt, care va onora numele Domnului în dimineața aceasta. Apoi, grupul instrumental, flaut, vor cânta spre slava Domnului o cântare
Și apoi corul de copii va lăuda pe Domnul de asemenea cu o cântare. Vă invit respectos să vă reocupați locurile.
cele ce urmează, vă invit să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Aceasta nu este o rutină pe care o facem în biserică, pentru că așa ne place, este o parte din închinăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. Primii oameni care s-au închinat înaintea Domnului au adus jertfe, au adus ceva înaintea lui Dumnezeu. Mai târziu a cerut Domnul ca pretenție pentru a ierta păcatele, anumite jertfe care arătau marea jertfă care se va da pentru noi a Domnului Iisus Hristos. Și noi trăim în dispensația, în perioada Harului. Harul nu însemnează că e de gratis. Pe cineva l-a costat. Dumnezeu a plătit ce a avut mai scump când l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. De aceea noi când ne închinăm înaintea Domnului, onorăm pe Dumnezeu pentru viață, pentru sănătate, pentru purtarea de grijă. Și atunci când vorbim despre darurile noastre de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu, sunt două lucruri care trebuie să le subliniem și să fim foarte atenți în închinăciunea noastră. Sunt lucruri care sunt obligatorii înaintea lui Dumnezeu, ca oameni lui Dumnezeu. Partea Domnului îi aparține lui Dumnezeu. Și apoi există de asemenea daruri care se dau în vederea susținerii văduvei și a orfanului. A ajuta pe cei care sunt străini, spunea în Vechiul Testament, Israele nu uita că ai fost un străin și că trebuie să ai anumită atitudine față de străini. Închinarea noastră în dimineața aceasta are de-a face, așa cum de fiecare dată la cina Domnului, cu dedicația față de cei care sunt în nevoie. Colecta pe care o facem este dedicată pentru Mercy Fund, pentru cei care sunt în nevoie și nevoile sunt multiple. Nu ne cere Dumnezeu decât partea noastră, dedicația noastră. De aceea vă invit în timp ce cântăm Domnului, dintr-o cântare comună, să ne închinăm Domnului. Și cum biserica este bine informată, cei care scrieți cec, vă rugăm să scrieți la memo, de asemenea, Mercy Fund. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă primească închinăciunea. Cântăm Domnului și frații responsabili ne ajută. Am găsit în Domnul fericirea, am găsit mărețul har divin, am găsit în Iisus sfântuirea, ce-am căutat-o de atâta timp. Am găsit în Iisus
Să ascultăm corul mixt pe fratele Alex Herman cu versuri și apoi corul de copii din nou cu cântări și puncte muzicale. Aș vrea să vă invit să ascultăm cuvântul Domnului care este programat pentru ziua de astăzi în citirea Bibliei într-un an de zile în cartea lui Esra și vom citi capitolul 9. Fratele Cornel de Helean va citi capitolul acesta, vă invit să vă ridicați în picioare. Ezra, capitolul 9. După ce s-a spus și lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis: poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Căci au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora, și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerenia mea cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeului meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinei care ne acopere astăzi fața. Și totuși, Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră, a îndepărtat spre noi bunăvoința împăraților peșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule, căci am părăsit poruncile Tale pe care ni le poruncise prin robii Tăi proroci zicând: țara în care intrați s-o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de buna stare a lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar
că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după, fără de legile noastre, se cuvine acum ca când ne-am păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm poruncile Tale și să ne încuscrim cu aceste popoare urăcioase. N-ar izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți. Doamne Dumnezeu lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta, ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Amin. Cupăm locurile. Cină. Era o zi de mare preț, era o zi cu însemnătate. Iisus cu ucenicii Săi stăteau la masă în unitate. Și în aceea armonie Iisus privi la ei și blând le rosti cuvinte grele, îndurerat și suspinând. Unul din voi azi mă va vinde, unul din voi mă va trăda, parcă-l văd pe Domnul Slavei cum inima îi sângera. Oare sunt eu, sau eu, sau eu? Întreabă ei pe învățătorul, acel ce întinde mâna în blid.
acela este vânzătorul. De atâta timp umblat ai cu mine și peste tot ți-am demonstrat că eu sunt Domnul, eu sunt Mesia, al veșniciei împărat. Iar astăzi tu mă vei vinde. Pe pețul necuraților arginți, îndată duhul rău îl cuprinde și pleacă în besnă copleșit. Apoi, atunci, pâinea Iisus luase și frângându-o tot mereu, luați, mâncați, grăita Domnul, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi și pentru omenire întreagă, ca blestemul să fie rupt, ca să fiți dar fără teamă. Tot astfel după cină, luând paharul mulțumind, beți toți din el, spunea stăpânul, căci este noul legământ. O nouă taină ce se naște în sângele vărsat, o nouă șansă le șoptește cu drag Iisus cel minunat. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, vestindu-mi moartea și învierea, vestindu-l voi pe Mesia. Apoi, ceva de neînțeles. Stăpânul casei se încinge și, aplecându-se smerit, apa pe picioarele ucenicilor se prelinge. Petru se împotrivește, căci nu înțelege actul sfânt. Iisus cu dragoste îl privește și îl lămurește foarte blând. De nu-ți spăl eu astăzi picioarele, de nu-mi vezi dar ce-i smerenia, cu niciun chip nu vei fi slabă, nu vei vedea împărăția. O, Doamne, nu! Atunci și capul și mâna, dar cu tot, căci vreau să fiu cu tine odată, o Domn, o mare Domn și Savaot. Scriptura azi spre noi se îndreaptă, ca să ne arate un exemplu potrivit, ca să-L urmăm și noi îndată, precum și Domnul a grăit. Cu glas duios spunea el astfel, o mult am vrut să stau cu voi, sărbătorind aceste Paște, suferind cu greu apoi. Oare în noi este dorința de a fi cu el la masa sfântă, împărtășindu-ne ființa copleșiți de a sa prezență? De multe ori nu valorăm, prețul cu mult plătit. De multe ori noi chiar uităm că Iisus a fost jertfit. Rugăciunea mea se îndreaptă către tine, Tată Sfânt, vrem să stăm cu tine la masă, fă-ne vrednici pe pământ. Iar odată sus în ceruri, toți la masă iar vom sta, sărbătorind din nou noi cina, fericiți în partea ta. Amin.
Cel mai apropiat serviciu divin după masă de la ora 6. Aș vrea să vă reamintesc că ne închinăm înaintea Domnului. Cu drag vă invităm să veniți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru săptămâna aceasta în care am intrat, miercuri seara, cu ajutorul Domnului, grupul Speranța vizitează biserica noastră. Vă invităm să țineți cont de lucrul acesta, să vă invitați prieteni, cunoștințe și să fiți la timp la biserică, foarte probabil că va fi aglomerat, să vă ocupați un loc, să vă simțiți bine. Permiteți-mi de asemenea să vă aduc salutările a fraților de la conferința pastorală de la Detroit, frați și surori, cunoștințe, prieteni, rudenii de ale dumneavoastră m-au rugat să vă salut și sigur că n-am să pot să fac lucrul acesta în mod personal pentru fiecare din dumneavoastră, dar vreau să-mi descarc bagajul, dorind ca Domnul pe ei și pe noi să ne binecuvinteze. Unul dintre lucrurile care am dus de la conferință este o nouă Biblie care s-a tipărit și care este available pentru cei care doresc să își cumpere. Are tot felul de anexe foarte benefice, practice. Biblia care este cunoscută de noi, cu care suntem cei mai mulți obișnuiți, traducerea Cornilescu este folosită, are anexe în față, cât și în spate, diferite, multe, costă, cred că, la vreo $35. Eu am să las exemplarul acesta care l-am adus la bibliotecă, să puteți să vă uitați la el și dacă doriți să se facă comandă pentru dumneavoastră, vrem să facem pe bază de tabel, am vrea să facem 10 de exemplare și să nu le cumpere nimeni. În schimb, vrem colaborarea dumneavoastră în direcția aceasta. Haideți să ne pregătim inimile, să ne închinăm înaintea Domnului împreună cu grupul de laudă. Vă invit să ne ridicăm în picioare și ne închinăm Domnului. Va rămâne în memorie o zi când s-a schimbat viața mea. Ziua aceea mereu o voi ști, semnul iubirii în ea. Prietenul tău minunat, iubitor, dorul mi l-a împlinit. Vesel voi spune măreața din dure, cer în mine s-au revărsat, când la Calvar Iisus m-a vindecat. O vară mi s-a dus, sunt în brațul lui Iisus. Glorii din cer în mine s-au revărsat, Domnul sigiliu pe m-a pus, fiu în familia sa. Sunt curățit de păcat prin Iisus, o cât de bine așa. În clipa când eu la el am venit, ca un sărman păcătos, har mi-a dat mare schimbând la mea sare prin Domnul meu Iisus Hristos. Glorii din cer în mine s-au revărsat,
salvat, Iisus m-a vindecat. Povara mi s-a dus, sunt în brațul lui Iisus. Glorii din cer în mine s-au revăzat. Anseam o nouă nădejde de sus, știu că sunt asigurat. Sunt în cer moștenitor cu Iisus, o cât e de minunat. Toate le am din această scumpă zi, când m-am sperit și-am crezut. Am nesecate comori minunate, ce ochiul nici când n-a văzut. Glorii din cer în mine s-au revărsat, când la Calvar Iisus m-a vindecat. Povara mi s-a dus, sunt în brațul lui Iisus. Glorii din cer în mine s-au revărsat, glorii din cer s-au revărsat, când la Calvar Iisus m-a vindecat. Povara mi s-a dus, sunt în brațul lui Iisus. Glorii din cer în mine s-au revărsat. Vreau să mă închin doar ție, să te laud, Domnul meu. Tot ce am îți aparține, Tu ești vrednic, Domnul meu. Vreau să mă închin doar ție, să te laud, Domnul meu. Tot ce am îți aparține, Tu ești vrednic, Domnul. Eu te laud, eu te laud cu inima mea, cu inima mea. Eu te laud, eu te laud cu sufletul meu, cu sufletul meu. Ce am îți aparține, Tu ești vrednic, Domnul meu. Vreau să mă închin doar ție, să te laud, Domnul meu. Tot ce am îți aparține, Tu ești vrednic, Domnul meu. Ești vrednic, Domnul meu. Vreau să mă închin doar ție, să te laud, Domnul meu. Tot ce am îți aparține, Tu ești vrednic, Domnul meu. O inimă
curată, Doamne. Este tot ce-mi doresc din partea Ta, o inimă curată, Doamne. Este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă în care să domnești eu aș vrea. O inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să înalțe o sanare către Tine cel mai mare Dumnezeu. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea. O inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să înalțe o sanare către Tine cel mai mare Dumnezeu. Răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea. O inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să înalțe o sanare către Tine cel mai mare Dumnezeu. Deschidem Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6 până la finele capitolului. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii viacului acestuia. Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima ochiului inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cel ce îl iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu,
căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Avem un har deosebit ca în această primă duminică a lunii mai să fim în prezența lui Dumnezeu și în casa Domnului în dimineața aceasta, să ascultăm cuvintele de îmbărbătare pentru rugăciune, să-i aducem Domnului laudele noastre, să ne închinăm împreună cu cei care laudă pe Domnul și în tot ce facem, am vrea ca numele Domnului să fie glorificat. Iată că Apostolul Pavel se adresează unei biserici cu o experiență deosebită în exersarea și cunoașterea darurilor duhovnicești, o biserică care a fost așezată într-un centru cultural deosebit din vremea antică. Corintul a fost un oraș cu o prosperitate deosebită și cu o populație destul de mare pentru vremea aceea. Și aici s-a născut o biserică în care Apostolul Pavel a investit apoi prin darul duhovnicesc și lucrare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Relatează el că propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În schimb, pentru noi, cei care am ajuns la cunoștința că Iisus Hristos nu este un alt lider religios, ci că El este singurul care este calea, adevărul și viața, și că prin El putem să fim mântuiți. Și propovăduind crucificarea Domnului, nu e o nebunie, ci e o înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Și ca să facem propovăduirea aceasta să fie eficace, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Scriind acestei biserici care a fost frământată de dezbinări, prin grupele care se aflau între ei, s-a făcut categorii între ei, așa cum se întâmplă și astăzi. Unii au spus, eu aparțin lui Cutare, lui Cutare, lui Cutare, eu aparțin lui Hristos, încât chiar Hristos a ajuns să fie o partidă separată pentru unii dintre ei. Înțelegând într-un mod limitat care-i voia și care-i planul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, așa cum subliniam, biserica aceasta din Corint a fost o biserică care a exersat darurile duhovnicești și pe care Apostolul Pavel, prin înțelepciunea Duhului Sfânt, a trebuit să le reglementeze, nu să le elimine. Apostolul Pavel nu spune datorită faptului că s-au folosit greșit, nu mai trebuie căutate darurile, ci din contră a trebuit să căutăm o cale nespus mai bună, calea dragostei, care ne va duce la revelația Duhului Sfânt și la darurile duhovnicești, pe care aș dori din toată inima ca Dumnezeu să le toarne de plin și peste noi. Aceasta a făcut Biserica Pentecostală să fie dinamică, să crească și să fie plină de putere. Dar Apostolul Pavel a întâmpinat una dintre problemele pe care le întâmpină orice om care ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, și orice om care se predă Domnului și să observe că biserica, adică cei care se adună împreună, nu neapărat totdeauna au gândul lui Hristos. Chiar am putea să mergem până acolo să spunem că unul dintre cei 12 care au umblat cu Domnul Iisus Hristos
n-a avut o inimă cu o intenție după voia lui Dumnezeu. Deși a văzut multe minuni, deși a fost parte la momente speciale pe care Dumnezeu le-a dat. Iuda a ajuns ca să-L vândă pe Domnul Iisus Hristos, pentru că procesul împietririi inimii e un proces care, dacă păcatului se permite să intre, împietrirea are loc mai curând sau mai târziu, încât nu se mai crede în puterea lui Dumnezeu, în slava lui Dumnezeu, în misiunea bisericii, în ceea ce-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre subiectul care l-am intitulat Drumul maturizării pe calea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta ne stă trupul și sângele Domnului reprezentate și închipuite simbolic prin pâine și rodul viței. Pâinea ne amintește de faptul că trupul Domnului a fost zdrobit, iar vinul sau rodul viței ne amintește de faptul că sângele Domnului a fost dat pentru noi. În atitudinile pe care le-a demonstrat corintenii și vis-a-vis de această lucrare a cinei Domnului, apostolul Pavel a trebuit să spună cuvinte destul de aspre în îndreptarea lor și în apropierea lor de Domnul. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Se poate, apostole, să vorbești unei biserici care are daruri, care are revelații, care îl cunoaște pe Dumnezeu, că se adună împreună să se facă mai răi? Să poate și așa ceva în prezența lui Dumnezeu, a bisericii sale și a lucrării lui Dumnezeu? Și în drumul maturizării trebuie să recunoaștem că e posibil. Și apostolul ne arată că între cei care se adună sunt mai multe categorii de oameni care sunt prezenți. Poate că și în dimineața aceasta, la miile de oameni care se duc în România și spun Hristos a înviat, s-ar putea să fie mulți care habar n-au despre ce vorbesc. Sunt milioane de oameni care se adună azi aici în America, cântă și nu știu cui cântă, se roagă și nu cred că Dumnezeu răspunde rugăciunii. Fac o slujbă religioasă, dar n-au o închinăciune autentică și de aceea omului Dumnezeu ne atrage atenția că drumul maturizării trebuie să fie în atenția noastră și în primul rând, prima categorie de oameni la care să ne oprim în ziua de azi sunt oamenii firești, care trăiesc din punct de vedere fizic natural, necunoscându-L pe Dumnezeu. Spunea apostolul Pavel în versetul 14 a textului citat în dimineața aceasta de la 1 Corinteni, capitolul 2, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul firesc sau omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care trăiește după îndemnurile firii pământești, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu, este o persoană depravată în sensul că este păcătoasă. Spune cuvântul Domnului și declară în Psalmul 58 și versetul 3. Cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Și profetul Isaia ne provoacă și ne amintește și ne spune așa. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut și nici nu ți era deschis odinioară urechea la ele, că știam că ai să fii necredincios și că din naștere ai fost numit răzvrătit. Iar Hristos Domnul când vorbește cu oamenii care trebuiau să cunoască pe Dumnezeu mai mult ca alții, oamenii religioși din vremea Lui, le spune categoric, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș
și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciune, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Oamenii aceștia care trăiesc după ritmul poftelor firii pământești, sunt oamenii firești despre care spune apostolul Pavel, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar ascultați-L pe Pavel ce spune la Efeseni, capitolul 2 și versetul 3. Între ei eram și noi, toți odinioară, când trăiam după poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și cealalți. Pentru că suntem oameni depravați sau păcătoși, avem această atitudine a omului firesc, sau omul firesc are această stare spirituală decăzută, pe care n-a înțeles-o Eva, ce însemnează când va lua din fructul interzis. Și n-a înțeles fratele Adam ce va însemna, ca să-și vadă că unul din cei doi copii pe care i-a dat Dumnezeu a ridicat mâna și l-a omorât pe fratele său. Fără pic de conștiință s-a dus și s-a făcut că nu știe absolut nimic. Un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, Cain pretindea că nu s-a întâmplat nimic și l-a întrebat Domnul, unde-i fratele tău? O, inteligent ca în ziua de azi, dar ce sunt eu, păzitorul lui? De când sunt eu responsabil de viața lui? Pentru că viața omului firesc, care este depravat, care este împăcat, este un om care nu cunoaște realitatea stării spirituale, pentru că așa este ca și cu spinii care cresc și pălămida. De când a spus Dumnezeu, blestemat ești pământule, uitați-vă dumneavoastră, nu vă deranjează câteodată, dacă există betoane în fața casei dumneavoastră sau pe străzi, și între betoane ies buruienile. Era gata să spun Domnul să le mustre, dar Domnul a spus să le smulg, nu să le mustru. Așa e păcatul în viața omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Fără să facă un efort, e normal cel care bleastă-mă la servici, că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. E normal că ochii le scapără după curvie și prea curvie, pentru că aceasta este ritmul firii pământești în care trăiesc. El este călăuzit de altcineva, dacă vreți, omul care este firesc. Și cum spune apostolul Pavel și la Efeseni, capitolul 2, încă o dată vă reamintesc starea omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, versetul 1 începând, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și repet încă o dată. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și cealalți. În drumul maturizării noastre trebuie să recunoaștem că sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care trăiesc după ritmul firii pământești, pentru că sunt oameni firești. Nu s-au întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. Și din păcate spune cuvântul lui Dumnezeu că semănătorul a ieșit să seamene. Și din 3, din 4 feluri de pământ, numai unul a adus roadă după voia lui Dumnezeu. Oare să fie real și azi? Din 4 care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, numai unul să-l cunoască cu adevărat pe Dumnezeu? Oare să fie real că din 12 ucenici, unul vinde pe Hristos? Cât privește Biserica Maranata, Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Dar dacă nu cunoști în drumul maturizării că e o realitate, s-ar putea să te pierzi, s-ar putea să te descurajezi. El este omul acesta firesc sub o stăpânire. Vedeți cum spune cuvântul Domnului aici? Omul care este mort în greșeli și în păcate, trăiește după mersul lumii acesteia. Nu poate să deosebească binele de rău. Voia lui Dumnezeu
de plăcerile lumii păcătoase. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Copiii care au crescut în case de creștini au ajuns oameni mari, dar pentru că au ajuns în tovărășii rele, care le spune, auzi, încearcă și tu băutura, încearcă și tu drogul, încearcă și tu desfrânarea, încearcă și tu viața aceasta, că nu știi tu ce-ți lipsește deocamdată. Vreau să spun, stimatul meu, că atunci când noi trăim sub stăpânirea diavolului, el este un mincinos a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Eu, un asemenea om, este stăpânit de puterea care vine de la diavolul. În dimineața aceasta este un moment potrivit în care să zicem, Doamne, eliberează-ne cu adevărat. Eliberează-ne de această forță care ne conduce, care ne stăpânește, care ne înrobește, care ne face să nu cunoaștem plăcerea prezenței tale și a harului tău. Omul acesta care este firesc și care este necunoscător de Dumnezeu, care trăiește după ritmurile firii pământești, el este într-un tuneric spiritual. Nu înțelege și nu poate să facă distinție între lucrurile care sunt duhovnicești de lucrurile care sunt firești. Spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni 4:4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă să luci în lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care e echipul lui Dumnezeu. E, dacă vreți, omul care vine la biserică și nu înțelege de ce noi ne rugăm. E omul care vine și vorbește că se plictisește, și aici nu vorbim de tineri, că mi-e rușine, că adesea sunt unii cu perii albi, bătrâni, care se joacă de-a biserica, de-a dreptul în adunările fraților noștri, nu numai aici, ci peste tot. Oameni care sunt tineri și se plictisesc și folosesc alte metode de a-și petrece timpul, să spună cineva că a fost la biserică, pentru că trăiesc după un alt ritm și o altă bătaie și un alt stăpân. De aceea noi am vrea și ne rugăm Dumnezeul Slavei să ne iasă înainte. N-a înțeles Nicodim, nu mă mir de cei care trăiesc în adânci păcate spirituale și fizice. Pentru că Nicodim s-a dus la Domnul noaptea, probabil să nu fie identificat de ceilalți iudei. Și a spus învățătorule, recunoaștem că învățătura ta este de la Dumnezeu, datorită faptelor și minunilor pe care le faci. Dacă n-ai avea fapte, dă ăștia vorbăreți, am mai văzut noi. Dar faptele și învățăturile tale meciuie să potrivesc. E o legătură între ceea ce spui și ceea ce faci și ceea ce exemplifici în viața noastră. Și a spus Domnul, trebuie să te naști din nou, Nicodim. Eu? Un om bătrân? Să intru din nou în pântecele mamei mele? Dar să poate așa ceva? Și a spus Nicodim, tu, un învățător al legii, nu pricepi deloc lucrurile duhovnicești? Nu înțelegi că Duhul suflă în cotrovia? Vine de unde vrea și merge în cotrovia. Așa este și cu cel care este născut din Duhul lui Dumnezeu. E ca și acele oase care se formează în pântecele femeii la copilul care e crescând. O minune pe care nu o înțeleg doctorii și nu o pot rezolva nici astăzi. Dar cel care a întocmit ființa umană, a spus Domnul Nicodim, prin Duhul Sfânt ai nevoie de o transformare care vine de sus. Și toți care ne aud în dimineața aceasta, Dumnezeu să le dea transformarea de sus. Pentru că omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu, să ne înțelese de el. Nu poate să priceapă care este înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea este într-un întuneric spiritual, cum spuneam, și de aceea este o asemenea persoană în drum spre iad și spre moarte. Nu pentru că biserica este rea, nu pentru că noi propovăduim lucruri neadevărate, ci pentru că nu există decât rai și iad. Există ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. Ori ești copilul lui Dumnezeu și trăiești în lumină și în înțelepciune și, și într-o viață transformată de puterea lui Dumnezeu. Ori am sorry, stimatul meu, dimineața aceasta poate să fie o dimineață în care Dumnezeu te poate mântui. Și biserica zice, Doamne, lucrează Tu. Că Dumnezeu mai mântuie. De aceea ne-a dat astăzi, în mai 5, să propovăduim Evanghelia, să cânte copilașii așa de frumos.
Și Dumnezeu să-i umple cu Duhul Sfânt de acum. Să umple biserica sa, pentru că avem nevoie de acea cercetare care vine de la Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, în Psalmul 9 și versetul 17. Cel ce se întoarce cu spatele la Dumnezeu, acela se îndreaptă spre iad. Și de aceea, spune Apostolul Pavel, în drumul maturizării, fii conștient de omul care poate stă pe bancă lângă tine, dar nu-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. De omul care e religios, dar nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și de această categorie, dacă o cunoști și ești conștient, Dumnezeu îți poate aduce multă binecuvântare. Dar cea de-a doua categorie, la care aș vrea să ne oprim puțin în dimineața aceasta, este omul duhovnicești. Dacă omul firesc trăiește după îndemnurile firii, omul duhovnicești trăiește într-un mod supranatural. Supranatural. Adică, printr-o forță care este din partea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu peste viața noastră, am fi exact ca ceilalți oameni. Minciuna ar fi regula zilei. Ar fi metoda de progres într-o lume a necurăției. Prea curvia ar fi la ordinea zilei pentru fiecare dintre noi, dacă n-ar fi îndurarea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. O gândire transformată, o gândire pe care Duhul Sfânt o poate da, ar fi normală pentru noi, dar pentru că avem Duhul lui Dumnezeu, avem atitudinea aceasta sau aptitudinea aceasta supranaturală să trăim după voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în versetul 16. Căci 15 și 16. Omul duhovnicesc dimpotrivă poate să judece totul și el însul nu poate fi judecat de nimeni. Că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Cei care ne-am întâlnit cu Domnul avem posibilitatea să înțelegem că în drumul maturizării noastre Dumnezeu are oameni care sunt cu adevărat creștini. Niciodată să nu-l crezi pe diavolul, că toți cu care tu stai într-o biserică, și nu mă refer la biserica Maranata, mulțumesc Domnului de Evanghelia care se predică aici, de cuvântul care se predică, dar mă refer că sunt milioane de oameni care merg în România și spun azi, Hristos a înviat și habar n-au despre ce vorbesc, pentru că și Hristosul lor este încă mort. Noi zicem de în toată inima, Hristos a înviat. Și știm dincolo de toate aspectele teologice și informațiile pe care le avem, pentru că e viu, pentru că trăiește în viața noastră. Și pentru că trăiește în inima noastră, avem o viață duhovnicească, spirituală, deosebită. Noi trăim prin Duhul lui Dumnezeu. Când va veni Mângăietorul, spunea Domnul Iisus, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. De aceea ne îndeamnă Apostolul Pavel și spune așa, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Pentru că lupta aceasta e reală, indiferent de câți ani suntem pe calea lui Dumnezeu. Lupta aceasta e lupta lui Petru, care și-a dat seama că a greșit, că a alunecat, că a greșit ținta, că a păcătuit, că s-a lepădat de Domnul, deși a spus, ai grijă, va cânta cocoșul de trei ori și tu te vei lepăda de mine, Petre, ai grijă. O, Doamne, eu, dacă toți cealalți, eu, Doamne, și trebuie să fim foarte atenți pe calea lui Dumnezeu, să fim totdeauna călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în ziua de azi. Stimate frate și soră, care îl cunoști pe Dumnezeu și care ai inima legată cu adevărat de împărăția lui Dumnezeu, roagă-L ca Duhul Sfânt să-ți vorbească. Cere-i călăuzire în deciziile mari, dar sfatul meu este cere-i decizii, înțelepciune în deciziile mici. Pentru că dacă nu știi să asculți vocea Duhului în lucrurile mărunte, vei avea mari probleme să auzi vocea lui Dumnezeu în lucrurile majore. Ascultă de Domnul așa cum te învață cuvântul și fii credincios Domnului în lucrurile mici,
atunci vei fi credincios și în cele mari. Pentru că nu vei fi în cele mari credincios dacă nu ești în cele mici. În cele mici, predați în mâna lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să mă ajute să aleg voia Ta. Am nevoie de înțelepciune pentru copilașul care îmi pleacă la școală. Și astăzi deja școlile publice îi învață că e normal să fie Adam și cu Ștefan. Și că și Adam și cu Ștefan pot fi tată și mamă. Mustre Dumnezeu duhurile demonice. Ai nevoie să te rogi pentru ei și să stai de vorbă cu ei. Și să-i spui că trăirea în prezența lui Dumnezeu se face prin călăuzirea care vine de la Duhul Sfânt. Prin acea putere și înțelepciune pe care nu ți-o dă lumea și televizorul și știrile cu care te hrănești atâta și știi absolut tot ce se întâmplă în lume, singurul lucru pe care nu știi ce scrie Biblia. În dimineața aceasta Duhul mă îndeamnă să spun, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vorbească prin cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta sigur nu greșește. Și păstorii greșesc, îți dăm citate greșite, și păstorii fac greșeli, și păstorii și oamenii lui Dumnezeu greșesc. Cel care nu greșește niciodată, așa cum declară omul lui Dumnezeu, cuvântul tău e o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. De aceea Dumnezeu să ne întărească. Prin cuvântul Domnului să fim transformați. Povestea mamei și a tatălui e bună, dar cel care te face un om duhovnicesc e cuvântul lui Dumnezeu. Cel care te ajută să rămâi în picioare, ca Iosif de altă dată, să rămâi în picioare ca Daniel de altă dată, să rămâi ca oamenii lui Dumnezeu, ca Iosif din Noul Testament de altă dată, ca și toți oamenii lui Dumnezeu, e cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că spunea Iov și a trebuit să fie atitudinea noastră, n-am părăsit poruncile buzilor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui în Iov 23 cu versetul 12. Însemnează să-ți pleci voința înaintea celuia care îți vorbește. Și nu-i ușor. Că firea spune, nu așa. Ce știe el? Da, mai vorbește și el o predică și o spune. Nu. Cel care înțelege voia lui Dumnezeu, înțelege că Domnul este acela care poartă de grijă și că prin cuvântul său, Domnul este stăpânul care veghează asupra vieților noastre. În drumul maturizării, nu uita că sunt oameni firești, care trăiesc după îndemnurile firii. În drumul maturizării, nu uita că există cu adevărat oameni duhovnicești, care s-au întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu și trăiesc nu pentru numele unei biserici, ci trăiesc pentru Hristos, Domnul care a murit pentru ei și pentru Cel care a murit pentru noi, să ne unim și să zicem, mărit să-i fie numele. Și atunci inima noastră va fi la dispoziția lui Dumnezeu. Și ultima categorie în drumul maturizării de care trebuie să fim conștienți este omul lumesc, care trăiește nenatural sau anormal. Lucrurile care sunt împotriva firii, spune în Roman capitolul 1, apostolul Pavel, și au părăsit chiar dragostea firească. Și trăiesc împotriva firii, de aceea ajung ca sodomiții, pentru că ce a fost, va mai fi. Ritmul drăcesc, lumesc, pe care l-a cunoscut Sodoma și Gomora, care a făcut ca Dumnezeu să toarne ploaie și pucioasă peste ei, foc și să-i distrugă, e caracteristica zilelor de pe urmă. Și dacă vă uitați în oglinda aceasta, ce a fost, va mai fi. Exact aceasta trăim. Ca în zilele lui Noe se însurau, se măritau, nu e o problemă. Dumnezeu se poartă la toți tinerii de grijă. Problema este că Dumnezeu e scos afară. Că mergem și primim certificate, pardon, nu noi, cei care primesc, lesbiene și homosexuali și se fălesc la televizor și încep să ne împingă din școli și din biserică, poate că nu va mai dura mult aici în California, că nu mai avem voie să predicăm așa ceva, să nu jignim pe cineva. Doamne, ajută Biserica Maranata să stea pentru adevăr. Pentru voia Ta, pentru că omul firesc trăiește anormal,
nenatural, împotriva firii, în dictul pe care îl dă și în ritmul pe care îl dă lumea aceasta păcătoasă. E ceea ce spune Apostolul Pavel, cât despre mine, fraților, capitolul 3 și versetul 1, n-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Acei oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și de aceea trebuie să știm în drumul maturizării noastre că există și această categorie de oameni care sunt lumești. Pavel vorbește lui Timotei și spune, ai grijă de oamenii care umblă din casă în casă, buimăcesc de cap pe oameni, se ocupă de femeile ușuratice și se ocupă de problemele acestea fizice. Timotei, în vremurile de pe urmă, fii treaz. Biserica Maranata, tu, stimatul meu care mă auzi pe internet, oriunde ești, Domnul mă îndeamnă să spun, trăiește veghiator, atent pe calea lui Dumnezeu, pentru că viața poate să fie într-un pericol permanent, dar Domnul să fie lăudat că El este cu ai Lui. El nu poate să biruiască trei domenii, firea pământească stăpânește și călăuzește gândirea omului care este lumesc. Nu poate să umble din punct de vedere spiritual. În mod constant pierde lupta în fața firii, în fața lumii și în fața diavolului. Una e lupta cu firea ta, una este lupta cu lumea și alta este lupta cu diavolul. Și dacă nu înțelegi aceste mari deosebiri în calea aceasta și în umblarea aceasta, este o mare pierdere pentru tine sau pentru mine, pentru că diavolul are câștig de cauză. Și Apostolul Pavel ne atrage atenția că omul care este lumesc nu poate lupta din punct de vedere spiritual. N-are armătura, armura spirituală despre care spune Apostolul Pavel. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva fraților, surorilor. Avem de luptat împotriva unor aspecte spirituale care sunt dincolo de ceea ce văd ochii noștri. De aceea avem nevoie să rămânem în picioare, să fim totdeauna cu mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, să avem picioarele încălțate cu râmna Evangheliei păcii, nu cu toate newsurile și știrile, măgăriile din toată lumea și chiar din România. Lasă Evanghelia ta să fie Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu a mai dat o zi lumea acesteia, a dat ca fiul tău și fiica ta și fiul meu și fiica mea, neamurile și rudenile noastre, să se poată să întoarcă la Dumnezeu. Și zicem Dumnezeu să-i caute. Nu trebuie să ne înflăcărăm de tot ce face diavolul. El își face geabul de la început. 100%, e foarte harnic. N-are pauză și concediu. Nici când vii la biserică, el nu-i în concediu. Vine și îl împunge pe cel de lângă tine și spune toate minciunile diabolice. În loc să te bucuri în casa lui Dumnezeu și aici vine și te chinuie. Pentru că nu-ți dai seama că lângă tine este omul firesc, omul lumesc. Omul care nu caută împărăția lui Dumnezeu. Și te afli că trece două ore și ce am câștigat dacă m-am dus la biserică? Ai câștigat că ai lăsat pe diavolul să lucreze. Cât privește pe noi să zicem Dumnezeu să ne ajute să căutăm împărăția lui. Pentru că omul care e lumesc nu poate umbla din punct de vedere spiritual. Totdeauna se împiedică. Nu poate lupta din punct de vedere spiritual. Pentru că el n-are echilibru pe calea lui Dumnezeu. Omul lumesc nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cum spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat, voi veniți să mă urmați pentru că ați văzut minunile, că ați mâncat pâinile și peștii. Și a spus Domnul Iisus Hristos, voi nu vedeți că e o mare greșeală, nu minunea e cea mai importantă, nu pâinile și peștii. Cel mai important care ar trebui să-L vedeți este că am venit în numele Tatălui să aduc mântuire și ar trebui să vă bucurați cât timp mirele este în mijlocul vostru. Frate și soră, haideți ochii noștri să fie la Iisus. Noi nu ne-am pocăit pentru cei din jurul nostru. Nu ne-am pocăit pentru alte motive și n-am spus în apa botezului, Doamne, vreau să Te urmez. Am spus, da, Doamne, vreau să Te urmez, pentru că vreau să fiu al Tău, orice m-ar costa. Și cei care au gândit așa când s-au botezat să zică, lăudat să fie Domnul.
Și apoi, omul firesc nu poate lucra din punct de vedere spiritual. Eu să dau bani, eu să mă duc în timpul meu, să mă duc la repetiție, dar what's wrong with you? Eu să-mi cumpăr instrument care mă costă $1,000, să-mi plătesc profesor, să-mi învețe copilul să cânte, dar ai băut sodă caustică, what's wrong with you? Eu să mă duc să cânt, să văd că alții sunt plictisiți când cânt în biserică, să investesc? Eu să dau la misionar? Cine știe ceva că ia cu banii? Dar te-ai dus să verifici tu în Africa și în China și în România? Și cine e om lumez? Niciodată nu poate să facă. Că el nu vede că ceea ce dă lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă îndemn, stimatul meu. Dacă dai, dă lui Dumnezeu. Văduva avea toate motivele să spună. Sunt niște derbedeități ăștia care-s la templu. And I'm sorry to say, she was right. In a certain way. Dar nu uitați că acolo era un Nicodim, care avea inimă curată. Era un Iosif din Arimatea, care s-a gândit la Domnul Iisus și l-a îngropat și a făcut cinste și onoare. Între toți, Dumnezeu are oameni. Între toți care beneficiază de tot ce oferă lucrarea, dar ei n-au niciodată un ban. Pe ei să nu-i deranjez. Frate, dacă e vorba ca eu să ajut, eu să dau la Moise și să dau la cutare. Și normal că răspunsul îl vei avea și răsplata de la cine dai. Dă lui Dumnezeu. Și te asigur în dimineața aceasta că Dumnezeu nu rămâne dator. Nu știu dacă credeți lucrul acesta. Știu că-și credeți. Pentru că altfel n-am fi aici. Dar omul lumesc nu poate să facă nimic din punct de vedere spiritual. Nu poate să crească din punct de vedere spiritual. Pentru că spune apostolul și omului Dumnezeu, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, iarăși aveți iarăși trebuință ca de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Căci e un prunc. Dar rana tare e pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Așa cum vorbește cuvântul lui Dumnezeu, că cei care slujesc bine ca diaconi vor avea înaintare. Sunt unii care sunt diaconi, dar numai diaconi nu-s. Sau păstori, dar numai păstori nu-s. Lucrători, dar numai lucrători nu-s. Oameni care sunt în tot felul de poziții în lumea aceasta și în biserici și caută numai întâietate, dar numai ce trebuie să fie nus. Noi, ca biserică, ar trebui să zicem, Doamne, ajută-ne să căutăm împărăția Ta. Să Te căutăm pe Tine. Pentru că El nu crește spiritual, omul lumesc niciodată nu crește. De 20 de ani rugăciunea lui nu-i mai pentecostală. De 20 de ani unii nu postez deloc. De 20 de ani, banul lui n-ajunge niciodată pentru sărac și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru interese personale, concediu și alte lucruri, avem bani, nicio problemă. Când e vorba de Dumnezeu, pentru că nu crește niciodată din punct de vedere spiritual. Și apoi, de asemenea, cum spune Apostolul Pavel, omul lumesc e un dezbinător. E un dezbinător. În necazurile din Corint, sunt necazurile prin care trecem. Pentru că spune Apostolul Pavel așa, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le putea suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumea sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești? Și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Vedeți ce perspectivă sănătoasă trebuie să avem și noi? Omul care e lumesc e dezbinător. Ăla n-are viziune de împărăția lui Dumnezeu. Dacă vreți, Ezra și Nehemia sunt cărțile care le-am studiat zilele acestea. Oameni care au fost chemați să meargă să rezidească atât templul cât și zidurile Ierusalimului. Sărmanii, dacă ar fi fost după unii cu atitudinea lor lumească de azi, nu s-ar fi rezidit niciodată templul de prima dată. Și aș vrea să vă spun că oamenii aceștia adesea pacip între noi, în orașele în care trăim,
în bisericile în care trăim. Oameni care n-au nicio viziune de împărăția lui Dumnezeu, pentru că ritmul pe care îl ascultă e cel lumesc. Pentru mine, pentru casa mea, pentru avutul meu, pentru viitorul meu, stimatul meu, cel mai binecuvântat și mai fericit, cea mai fericită persoană este aceea care face ceva pentru Dumnezeu. Știi ce vei duce cu tine când te vor îngropa cei care te vor îngropa? Sau pe mine cei care m-au îngropa? Exact ce a dus Alexandru Macedon. Când a spus, mâinile mele lăsați-le afară. Să vadă toți că un țânțar m-a omorât. Nu m-a omorât niciun dușman altul. Dar un țânțar a venit și m-a împuns și mi-a luat viața. Și că din tot ce am avut și am câștigat, nu duc cu mine din lumea aceasta nimic. Dar aș vrea să știi că adevărul e numai pe jumătate spus acolo. Omul lui Dumnezeu, care face pentru lucrarea lui Dumnezeu, faptele îl vor însoți. Și în ziua aceea măreață, când ne apropiem de Domnul, trebuie să ne aducem aminte de marea realitate a creșterii spirituale pe care ne-o cere Dumnezeu. Să nu uităm, dacă sunt oameni care sunt firești, care trăiesc după îndemnurile firii pământești, sunt oameni de asemenea care sunt spiritual duhovnicești, trăiesc după îndemnurile Duhului, făcând voia lui Dumnezeu. Dar există și oameni lumești care trăiesc după învățătura lumii acesteia. Și dacă nu suntem atenți la aceste categorii, maturizarea noastră nu numai că este anemică, este extrem de anevoioasă. Adică nu facem pentru împărăția lui Dumnezeu absolut nimic. Și uităm că Domnul ne-a chemat în lumea aceasta să fim vocea Lui, să fim picioarele Lui, să fim ochii Lui, să fim buzele Lui, care să vestim o evanghelie a dragostei și a iubirii, a mântuirii, pe care doresc în toată inima Dumnezeu să o întipărească în fiecare inimă. Să ne aducem aminte că jertfa Domnului Iisus Hristos ne poate aduce mântuire. Că El și voi prin El, spunea Pavel, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că după cum este scris, cine se laude, să se laude în Domnul. Noi ne lăudăm cu Mântuitorul nostru și vrem ca toată slava, toată cinstea și toată onoarea să-i fie adus acum și în vecii vecilor. Amin. Ne ridicăm în picioare, cântăm Domnului împreună cu grupul de laudă, după care în timpul acesta rog frații lucrători să vină să ne organizăm, să trecem la lucrarea cinei Domnului. Biserica nu se eliberează, de aceea vă rog foarte respectos să rămânem în prezența Domnului și să putem trece apoi la actul cinei. Dacă pentru coriști este mai practic să treacă jos, it's their own decision, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, mă predau ție cu toată ființa mea. Tu nu mă lăsa la nimeni să mă ia din mâna ta. O, ce
Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 26 începând. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Ne plecăm inimile și fețele și prin fratele Samu și cerem binecuvântare peste pâine, peste rodul viței și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Te slăvim și te onorăm pe tine, Tată din ceruri, în numele scump al Domnului Iisus și venim să-ți aducem mulțumire că în această dimineață suntem în casa ta. Îți mulțumim că avem prilejul binecuvântat să stăm la masă cu tine. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne, care în această dimineață a răsunat în auzul nostru. Îți mulțumim pentru lucrarea de jertfire care ai făcut-o în locul nostru, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. Îți mulțumim pentru iubirea care vine de la tine, Doamne, care ne-ai dovedit-o în mod practic, Doamne, trimițându-L pe Iisus să ne aducă vestea bună a mântuirii și să-și dea viața pentru noi, ca să ne răscumpere din lumea aceasta pierdută și să ne facă părtași unei împărății veșnice. Mărit să fie numele Tău! Îți mulțumim pentru lucrarea Ta, Doamne! Te rugăm în aceste momente să privești cu îndurare spre noi, să binecuvintezi biserica Ta care stă înaintea Ta, Doamne! Să binecuvintezi sufletele noastre, Doamne, care doresc să se apropie de Tine! Îți mulțumim pentru lucrarea jertfirii care ai făcut-o pentru noi! Doamne, îți mulțumim pentru suferințele care le-ai îndurat în locul nostru. Îți mulțumim pentru trupul Tău, Doamne, care s-a jertfit pentru noi. O, te rog, binecuvintează-ne în această zi, când stăm la masă cu Tine, Doamne, să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Tău. Binecuvintează pâinea care este înaintea noastră, Doamne. Dă-i valoarea jertfei Tale, valoarea trupului Tău, Doamne, și ajută-ne să înțelegem cu toții că în această zi noi ne împărtășim chiar cu Tine, Doamne. Doamne, ne apropiem de Tine, lasă apropierea noastră de Tine, Doamne, să fie o apropiere mai mare de împărăția Ta, Doamne, să înțelegem lucrarea Ta slăvită și binecuvântată care ai făcut-o pentru noi. De aceea te rog, sfințește azima aceasta, Doamne, dându-i valoare, Doamne, și ajutându-ne pe fiecare de noi să ne apropiem de Tine, Doamne, învredniciți prin jertfa Ta. Binecuvintează rodul viței, Doamne, aleluia, care stă înaintea noastră, dă-i valoarea sângelui Tău, care s-a scurs pentru noi, care ne-a răscumpărat și care este simbolul noului legământ în jertfa Ta. Îți mulțumim pentru legământul care l-ai făcut cu noi, prin care ne dai viață eternă, glorie Ție. Doamne, în această zi te rog, apropie-te de noi în mod deosebit, Doamne. Binecuvintează împărtășirea noastră în această zi. Atinge-te prin Duhul Sfânt de toți care au nevoie, Doamne, în această zi. Și toți avem nevoie de atingerea Ta binecuvântată. Când ne vom apropia de trupul și sângele Tău, Doamne, dorim să simțim cuvântul Tău, Doamne. Dorim să simțim lucrarea Ta binecuvântată. Fie binecuvântat numele Tău în veci de veci. Doamne, te rog să rămâi cu noi, să ne binecuvintezi în această zi, Doamne, să binecuvintezi lucrarea Ta și masa aceasta și prin Duhul Tău cel Sfânt, te rugăm să rămâi cu noi, să rămâi cu noi la masă și să rămâi cu noi la cina aceasta și fii binecuvântat, Doamne, onorat și glorificat în veci. Amin. Cântăm Domnului timp în care se pregătesc elementele. Tu mă știi, Doamne, prea bine știi și al inimii Domnul. Oh,
urmează ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului reprezentate prin pâine și rodul viței. Urmează ca să facem lucrul acesta pentru toți cei care au un botez în apă la o vârstă matură, când au declarat credința și încredințarea în mântuirea Domnului prin jertfa de pe cruce și care de asemenea au dezlegarea cugetului. Pe aceștia îi rugăm respectos să rămână în picioare într-o atitudine de rugăciune și de colaborare cu frații care servesc. În schimb, pe cei care nu au un botez în apă sau care n-au dezlegarea cugetului, îi rugăm respectos chiar acum să ocupe locurile pe bancă. Urmează să împlinim cuvintele Domnului: luați, mâncați, acesta este trupul meu. În timpul acesta să vor intona și cântări de laudă. Pe crucea din dealul iubirii, pe culmea lipsită de flori, se stinge fătlia iubirii, privind spre albastrele zări. Te plânge izvorul din vale și raza de soare în amur. Se scutură florile în cale și stelele toate s-ascund. Te plânge izvorul din vale și raza de soare în amur. Se scutură florile-n cale și stelele toate s-astâng. Ce mulți am aflat în iubire, izvorul de dulci mângâie. Iar astăzi privirea-n trecurme îl caută și nu-i nicăieri. Doar mama aleargă la cruce, privește spre cer sus. Sărate s-ar duce, pe lemnul de groază muri. Iar ochii ce-au plâns în grădina se îndreaptă spre cer rugător, spre cer ce durerile-a Tine,
Hristos și nici n-aveam suflare din cer că de-atunci mă vechea. Când nici chip nu avea și nici o zi sub soare, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Să lăudăm numele Domnului în rugăciune și să-i mulțumim. Slavă ție, Doamne!
curățit ești de păcat și înnoit prin sfânt sângele a